Vă găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ionuț Manta, vă invit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sport, o ediție specială astăzi, pentru că, după cum bine știți, Piteștiul a devenit capitala atletismului. Chiar în acest moment suntem pe Arena Nicolae Dobrin, unde se desfășoară campionatele balcanice de atletism rezervate seniorilor. O ediție specială, într-adevăr, doamnelor și domnilor, avem și un invitat special, președintele Federației Române de Atletism, domnul Ion Sandu Cârea. Mulțumesc pentru prezența la Repriza de Sport. Bună seara, domnul președinte. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumesc pentru invitație. Iată, încă competiția nu s-a încheiat, mai sunt ceva probe de desfășurat. În primul rând, cum la o impresie după aproape două zile de competiție importante aici la Pitești, după aceste campionate balcanice? Da, este a 73-a ediție a campionatelor balcanice. Ultima ediție desfășurată în România este în 2002. Participă 15 țări, peste 500 de atleți. România, spun eu, că se prezintă foarte bine, în sensul că avem multe probe câștigate, dar bilanțul vom face la sfârșitul acestei zile. Vreau să felicit autoritățile locale pe domnul primar Teodor Penduc pentru ceea ce a organizat aici. Este un stadion de nivel internațional pentru atletism. Și pot să spun că aici la Pitești este capitala atletismului românesc, începând de colegul meu chiar arată acum campionatelor balcanice de atletism. Chiar dacă, eu știu, ploaia ne dă un pic de bătăi de cap în aceste momente, organizatorilor, în primul rând, și atleților, o competiție reușită, domn președinte, nu? Da, ploaia, vântul sunt cele care au determinat anumite performanțe, dar una peste alta, cred că este o competiție de bun nivel, și valoric, și tehnic, cu mulți spectatori. Ieri, de exemplu, în tribună a fost 4-5.000 de spectatori și astăzi, până început să plouă, același număr de spectatori. Înseamnă că au creat o emulație la nivel de Pitești, la nivel de juniori, de copii. Foarte mulți tineri am văzut în stadion și cred că faptul că am organizat la Pitești sau în România această balcaniadă va da un alt impuls mișcării atletice din România. Asta vreau să vă întreb. Cât de importantă e o astfel de competiție pentru viitorul atletismului românesc? Iată, așa cum spuneați, foarte mulți copii, foarte mulți elevi au venit să vadă pe viu. Altădată se uita numai la televizor să vadă o competiție importantă. Iată cum am văzut la muncă atleții de valoare chiar aici la Pitești. Da, cred că contează foarte mult să ai modele vii, să ai modele pe care le poți vedea live în întrecere, ceea ce s-a și întâmplat aici în aceste două zile. Și cred că mulți se vor antrena începând de mâine cu totul altfel și vor avea o altă dorință de a practica acest frumos sport. Să revenim un pic la competiția din acest moment care se desfășoară, iată, pe această nouă pistă în stadionul Nicolae Dobrin, o pistă la de calitate europeană, să spunem, domnul președinte, cum ați catalogat-o dumneavoastră? Nu trebuie luată numai pista de pe stadionul principal și pista de încălzire, pentru că nicio competiție internațională de mare nivel nu se poate ține fără un teren adiacent pentru încălzire. Ceea ce se întâmplă la Pitești sau s-a întâmplat la Pitești vis-a-vis de baza materială este extraordinar și putem ține orice fel de competiție aici. Într-adevăr, noi Piteștiul ne lăudăm acum pentru că avem cu ce, avem o pistă de încălzire, aș putea spune unică în România în acest moment, adică ca și calitate. Sigur da, sper să mai avem și în alte locuri în țară, la București de anul viitor probabil și în alte, de ce nu și în alte orașe din țară, pentru că atletismul este sportul cel mai respectat la Olimpiadă, este regina Olimpiadei și cred că merită mult mai mult și din mai multă atenție și din partea noastră. Mai mult faptul că am avut rezultate de excepție de-a lungul timpului, cu mari campioane, mari campioni la atletism și cred că ar trebui să ne reînnodăm șirul succeselor. Prima condiție e baza materială, asta este realizată, acum va trebui să și atleții asta să arate rezultatele. Asta vreau să vă întreb, cum credeți că vom ajunge din nou acolo sus unde eram? Avem atleți de tineri, juniori, tineret care au mare valoare, având o bază materială cu pregătire mai bună, condiții bune. Eu consider că sunt condiții bune asigurate de Ministerul Sănătății și Sportului, Ministerul Educației, Comitetul Olimpic Român, Federație, încât pot performa. Și am convingerea că nu într-un timp foarte îndepărtat, atletismul va reveni din nou să aducă medalii de la cele mai importante competiții. Acum avem, să spunem, baza materială, urmează acum rezultatul. De rândul atleților, da, și antrenorilor. Sigur, da. Domnul președinte,
15 țări prezente astăzi la Pitești. Ce au spus, eu știu, oaspeții noștri când au văzut? Au apreciat pozitiv baza materială, organizarea. Bineînțeles, mai puțin vremea, dar cred că este o ediție reușită, poate cele mai reușite din ultimul timp și cred în continuare că vom putea organiza aici la Pitești alte competiții de nivel european. Noi recunosc că am privit cu scepticism când s-a hotărât ca Piteștiul să fie gazda campionatului național de atletism, dar și a campionatelor balcanice. Cum v-ați gândit la Pitești, domn președinte? Am venit în iarnă aici, am venit în iarnă, cred că era luna februarie, am stat cu domnul primar Fendiu, cu doamna Mihailescu, decanul Facultății de Educație Fizică și Sport, și le-am propus dacă ar termine baza materială, stadionul și cu stadionul de încălzire, vom ține aici campionatele naționale și campionatele balcanice. Domnul primar s-a angajat la acest lucru și vedeți ce se întâmplă astăzi. E o mare bucurie pentru noi, pentru mine personal este o mare bucurie și felicit pe cei din conducerea locală, pe domnul primar, pentru ceea ce a realizat, o bază de excepție pentru atletismul românesc. Să vorbim un pic și de atleții români, domn președinte. Știu că urmează în cel mai scurt timp campionate europene în Elveția. Se spune că a fost un antrenament serios aceste campionate. O verificare, o da. O verificare. Cum am stat și ce așteptări aveți dumneavoastră? Eu îmi doresc să avem 5-6 atleți în finale și de ce nu 2 medalii. Îmi doresc lucrul ăsta și atletismul românesc are acest potențial. Aș putea să-i și nominalizez pe cei în care îmi pun mari speranțe. Chiar vă rog. Unul din ei este din Pitești, Marian Oprean, probabil de triplu salt. Din păcate acum plouă chiar când se desfășoară această probă. Da. Alina Rotaru la lungime, iar are o performanță foarte bună care dă dreptul să spere la o medalie. Angela Moroșanu la proba de 400 de metri garduri, atletă titrată, o atletă cu mare experiență, care sunt convins că va fi în finală și de ce nu se obține și o medalie. Să ne așteptăm, eu știu, la o clasare bună la europene, ca ce loc între țările europene, să spun. Îmi este greu să spun lucrul ăsta, dar nici nu să faci un clasament de genul ăsta la nivel de Europa. Dar eu cred că atleții români, încă o dată, repet, pot accede în 5-6 finale și obține 2 medalii. Simțiți, domn președinte, o creștere a nivelului atletismului românesc? Am fost pe culmi, a fost o decădere, să spunem, acum eu sunt președintele acestei federații de un an și 4 luni. Asta este greu, chiar astăzi de dimineață am avut o întâlnire cu reprezentantul Ministerului Învățământului, domnul Ispas, secretar general Ministerul Învățământului, și încercăm să dezvoltăm baza atletismului, iar cei care pot performa și au potențial să le oferim cele mai bune condiții de pregătire, care înseamnă de la medic, nutriționist, antrenor, absolut tot, pentru a putea avea din nou aceiași atleți de mare valoare, care să fim siguri când merg într-o competiție, aduc multă onoare și mândrie în România. Aici s-ar putea, eu știu, lucra mai mult la nivelul copiilor, adică să vă ajute și Ministerul Învățământului. Da, avem sprijinul total, este clar că ei ne ajută, este foarte clar că își doresc acest lucru și trebuie pornit de jos. Este ce? Trebuie pornit de jos. Da, domn președinte, chiar în nu înseamnă că pe cei care sunt la maturitatea sportivă trebuie să neglijăm sau... Dar va trebui pornit de jos cu o bază mult mai largă, mult mai mare, care să confere potențialul pentru marea performanță mai multor atleți, ceea ce se întâmpla acum 20-30 de ani. Erau acele centre, sau cum era atunci de s-au reușit și acum e foarte dificil? Lumea era mai disciplinată, părerea mea. Lucra mai mult decât astăzi, s-a întâlnit mai mult. Și asta a fost sportiv de mare performanță. Spuneți-ne un pic cum era pe vremea noastră și eu ce a trebuit să... Eu de foarte mare performanță, dar în perioada în care eu concuram, erau atlete precum Doina Melinte, Maricica Puică, Natalia Andrei, Ela Covaci, deci de foarte mare valoare, care oricând erau sigur când mergeai la o competiție că ele pot performa Anișoara Cușmir și pot câștiga o medalie. Sau chiar erai sigur de locul. Ceea ce îmi doresc să întâmple și acum, simt foarte mult la lucrul ăsta, sper să avem șansă ca să obținem din nou, să avem din nou atleți care să fim siguri de performanțele lor. S-au schimbat, eu știu, și metodele de pregătire foarte mult față de cum erau atunci și cum e acum. Mă refer și la țările alte societate, nu, performanțele, de exemplu, Doina Merinte a legat pe 800-1.55, e la Covași la fel. Paula Ivan 3.53. Cu acele performanțe ești lider mondial și astăzi. Nimic. Probabil nu se mai antrenează, baza este mult mai mică, copiii au și alte, internetul,
școala, faptul că sunt mai puțini copii dornici să facă mare performanță. Nu cred că banii reprezintă o problemă. Nu cred lucrul ăsta și sunt convins că nu este așa. Probabil sunt mai mulți bani decât atunci, dar nu mai este aceeași disciplină, aceeași dorință pentru a face mare performanță. Trebuie să rănădăm gustul, plăcerea de a face mare performanță în rândul tinerilor și al copiilor. Crezi că asta e un prim pas la aducerea unui campionat balcanic, o competiție importantă în România? Eu cred că trebuia făcut și acest lucru, pentru că dacă nu ai competiții, aici îți vezi valoare, aici poți să concurezi, creează emulație pentru cei care sunt mai tineri. Sunt convins că acest lucru va crea o altă emulație și va aduce mai mulți tineri pe stadion pentru a face mare performanță. Da, autoritățile au reușit să aducă pe stadionul Nicolae Dobrin foarte mulți copii, foarte mulți elevi. Eu știu, cât credeți, câți dintre ei s-ar apuca de atletism? Păi, sunt convins că vor fi câteva sute, cel puțin la nivelul județului dumneavoastră, care vor practica atletismul începând cu anul școlar care începe peste o lună jumătate. Domnul președinte, să revenim un pic la competiția care se desfășoară și în acest moment. Mulțumit până în acest moment de sportivii români? Ținând cont de condițiile meteorologice, pot să spun că, sau nu pot să spun că sunt foarte mulțumit, dar condițiile meteorologice n-au permis realizarea unor mari performanțe. În afară de lungime, fete, 400 metri garduri, performanțele nu sunt de nivel european sau mondial. Dar, mă repet, condițiile meteorologice n-au permis realizarea unor performanțe. Da, cât de mult a afectat? Vedeți și dumneavoastră, să opriți și concursul. Dacă stai ud în vestiar și nu intri pe pistă, nu mai poți să performezi la fel ca atunci când... Da, știm că am discutat înainte de competiție la acea conferință de presă că vă așteptați, eu știu, la recorduri personale, măcar ale unor sportivi. Da, asta mi-am dorit, ca să-și facă recorduri personale, sau sezon best, măcar recorduri pe anul acesta. Unii au reușit foarte puțin, datorită condițiilor meteo. Și ieri și astăzi, înainte de competiție, în timpul competițiile, au fost vânt, ploaie, care nu permite realizarea unor mari performanțe. Da, din păcate avem o bază excelentă, dar din păcate vremea nu ne-a ajutat așa cum ne-am fi dorit. În orice caz, au fost 5.000 de spectatori, impresionant pentru un concurs atletic în România totuși. Acum că avem o pistă de concurs la standarde europene și cea de încălzire, când să ne mai așteptăm la un campionat, eu știu, important la Pitești, domnul președinte? O să pot să vă spun lucrul ăsta în noiembrie, când se fixează calendarul Federației Europene pentru anul și mondiale pentru anul viitor. Îmi doresc să mai aduc o competiție importantă aici la Pitești, pentru că am văzut și autoritățile locale, publicul foarte cald și în noiembrie o să vă spun ce competiție importantă internațională va avea loc anul viitor aici. Da. Sunteți mulțumit ce au realizat autoritățile? Da, sunt foarte mulțumit, arată cum trebuie, de nivel internațional și sper și atleții să ridice la aceeași nivel. Da. Domnul președinte, mulțumesc mult de tot pentru prezența la repriza de sport. Mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, vă invit acum să urmăriți cele mai importante știri care vă așteaptă colegul meu Costi Ivașcu la 16:45, iar în partea a doua a emisiunii îl vom avea alături de noi pe primarul municipiului Pitești, domnul Tudor Pediuc. Vom avea și impresia dumnealui după aceste două zile de concurs, două zile de competiție importantă aici la Pitești, campionatele balcanice de atletism. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu a doua parte a emisiunii Repriza de Sport de aici, de pe Arena Nicolae Dobrin, unde se desfășoară chiar în acest moment ultimele probe ale campionatelor balcanice de atletism, desfășurate, iată, aici în România. 15 țări, e foarte mulți sportivi, foarte mulți oficiali, o competiție reușită. L-am avut în prima parte pe președintele Federației Române de Atletism, domnul Ion Toma. Iată, domnul, acum în a doua parte a emisiunii Repriza de Sport, invitatul nostru, domnul primar Tudor Pediuc, cel care, iată, a adus aici la Pitești aceste competiții importante, campionate naționale și, iată, bijuteria, ca să spun așa, campionatele balcanice. O impresie, domnul primar, după aceste două zile de atletism? Da, în primul rând vreau să mă bucur enorm că am reușit să aducem această competiție de top european la Pitești. Mă bucur de asemenea că ne-am realizat ceea ce ne propusem de multă vreme, și anume o bază sportivă la standarde recunoscute, standarde europene. Și atât că am reușit cu regina sportului, și anume cu atletismul.
Mă bucur de asemenea că am câștigat foarte mult în partea organizatorică. După cum știți și dumneavoastră, știu piteștenii, știu argeșenii, noi am avut foarte multe competiții de anvergură la care n-am rămas corigenți la capitolul organizare. Însă, de asemenea, nivel nu avusesem. Iată că am reușit să organizăm, am câștigat o echipă care știe să organizeze și la acest nivel și n-am decât să mă bucur. De asemenea, bucuria mea este întregită de prezența tuturor nume mari la Pitești, nume din atletismul românesc, campioane olimpice, mondiale, naționale mai vorbesc, la un loc, la Pitești, n-au fost niciodată. Să vezi atâtea corifei pe care ani de zile i-au urmărit cu sufletul la gură, pe micul ecran, la radio, în media, și înainte de Revoluție și după Revoluție, nu este puțin lucru. Un câștig mare îl avem, dacă vreți, și cu această vreme nefavorabilă. Și anume, vedeți, noi ne pregătim pentru vreme bună. E, acum, această vreme ne arată unele retușuri pe care trebuie să le realizăm pentru vreme nepotrivită. Sigur că prognoza meteo ne spunea că ieri și astăzi vor fi temperaturi ridicate și pentru asta ne pregătisem, dar se pare că nu trebuie să mai luăm după prognoze. Una peste alta, după părerea mea, a fost reușită. A fost reușită și în alt plan. Fiindcă am dorit să aducem din municipiu și din județ foarte mulți copii. Și am adus peste 1000 de copii din Pitești, peste 1000 de copii din județ. Cu siguranță acești copii vor fi câștigați pentru sport în general. Astăzi dimineață au avut câteva obiective turistice, să spunem. Grădina zoologică, muzeul județean, bazinul olimpic, pe care sigur le-au vizitat. Dar a mai fost ceva. Au fost copii din mediul rural care au văzut ce înseamnă cantină în mediul urban, ce înseamnă cazare la un cămin, ceea ce este o bucurie pentru mine. Vreau să mulțumesc primarilor care s-au ocupat și care au dat curs invitației și rugămiților mele de a susține venirea la Pitești a atâtor copii. Sigur, am putea vorbi multe. Faptul că am câștigat noi românii atâtea medalii, multe medalii, mă face să cred că poate nu la campionatele europene care urmează peste 2-3 săptămâni, dar mai ales de perspectivă putem avea speranțe că vom avea în lotul României nume certe pentru medalii. Prezența doamnei ministru aici a însemnat și o asigurare că vom primi terenul necesar realizării acelei polivalente de care vorbesc eu de mai multă vreme, ca să întregească acest colț de Pitești. Și un lucru extrem de important pe care dimineață l-am discutat cu consilierul doamnei ministru, cu mai mulți specialiști în atletism din țară. Și anume, sunt cluburi care doresc să facă stagii de pregătire aici la Pitești. Multe cluburi. Și atunci vom avea aici la Pitești, iată, oameni care vin să se antreneze, deci deja am intrat într-un circuit. Un centru de pregătire care va fi aici la Pitești, probabil. Vorbeam și cu doamna ministru că va trebui revitalizată activitatea în sport pe modelul german, pe modelul olandez, și anume centre de excelență, că vor fi zonale, că vor fi regionale, asta rămâne de văzut. Dar ne trebuie, eu aș să spunem zonale, fiindcă de regionale ne-am cam săturat noi, să nu avem o anumită conotație. Acestea ar fi câteva elemente. Acele centre care i-a dădeau roade în alte vremuri și care să cred eu că s-a renunțat prea ușor. Da, vedem acum că acea repulsie pe care au avut-o foarte mulți, sau pe care am avut-o foarte mulți, de unele aspecte de dinainte de Revoluție, iată că se dovedește a nu fi justificată. Noi trebuia să luăm, să lăsăm tot ce era bun înainte de Revoluție, fiindcă, iată, acești campioni olimpici mondiali,
au ieșit atunci, acum mai puțin. E trebuia păstra modelul, dar sigur, niciodată nu e prea târziu, dacă ne-am dat seama să acționăm în continuare. Da, important e că se fac pașii importanți. Iată, în urmare, țin să vă felicit pentru că ați reușit să organizați aceste campionate în condiții excelente. Care a fost impresia oaspeților noștri? Au fost atâția, 15 țări prezente aici la Pitești. De ce se întâmplă? Sigur, n-aș vrea să fiu bănuit de subiectivism. N-aș vrea să fiu bănuit de să spun, cel care ține cu el. Nu. Eu, după cum ați văzut, sunt obiectiv. Adică recunosc ce a fost poate și mai puțin bine. Deși sunt foarte puține lucruri care să spun că nu au fost bine. Dar părerea unanime este că am depășit în organizare campionate europene. Și nu au spus-o oameni care se pricep la treaba asta, dar eu cred că cel mai bine ar fi dacă dumneavoastră ați luat păreri ale campionelor care sunt acolo în tribuna oficială, campioane olimpice, mondiale, președinți de federații, vicepreședinți de federații din Balcani, și ei vă vor spune poate mai obiectiv decât sunt eu. Dar una peste alta, mulțumesc Consiliul Local, mulțumesc piteștenilor care m-au susținut în acest demers, care ne-au susținut. Mulțumesc universității, mulțumesc doamnei decan Mihailescu, care a avut inspirația, eu aș spune, inspirația anuală de a veni cu domnul președinte Ion Sandu, președintele Federației Române de Atletism, prin martie, să discutăm despre atletism. Și am discutat despre campiona balcanic și național. Și iată că a reușit. Mulțumesc acestui om deosebit. Un manager sportiv greu de egalat, un manager în partea economică la fel, un fost sportiv de performanță, acesta este domnul Ion Sandu, care va face lucruri deosebite în atletism. Văd că deja vorbește de ceea ce spun și eu de multă vreme. Criterii. Haideți să finanțăm după criterii. Să finanțăm pe cei care promit. Promit din punct de vedere fizic, din punct de vedere mental, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al efortului. Promit. Nu verbal. Și atunci trebuie investit. Trebuie investit pe termen lung. Și ideea pe care o am de multă vreme și poate unii n-au înțeles-o, poate nici unul nu înțeles, de realizarea unui campus școlar sportiv în partea de intrare a Piteștiului la liceul 4 se pune cu atât de mare actualitate încât eu cred că nu trebuie să o mai discutăm. Și nu spun de aceste concursuri, dar spun de acest tineret care nu trebuie lăsat pe stradă, în voia străzii, nu trebuie lăsat în nu știu ce antrenuri, în nu știu ce companii, ci trebuie atras către sport. Fiindcă sportul este una dintre activitățile umane extrem de complexe. El te educă. El îți creează mentalitate sănătoasă, el te învață să te perfecționezi, el te învață să lupți, să te zbați, el te învață să muncești. Este un lucru cu care noi nu am perioadă mai puțin suntem obișnuiți. Sigur, nu mai vorbim de sănătate. Spuneam așa, mai în serios, cu cât mai multe stadioane, cu atât mai puține spitale. E o chestiune care, sigur, sună frumos, dar nu e lipsită de adevăr. Da, domn primar, suntem pe final de emisiune. Eu vă mulțumesc, fiindcă ați fost prezent aici, vă mulțumesc că, în ciuda unor restricții de timp pe care le aveți și dumneavoastră, totuși ați reușit să fiți aici, ați reușit să prindeți câte ceva din acest spectacol. Fiindcă stadionul trebuie să fie trebuie să fie ca o sală de spectacol. Concursurile trebuie să fie spectacole, trebuie să ne bucurăm, trebuie sigur să încurajăm, ne mai și întristăm, dar trebuie să fie privite ca un spectacol. Vă mulțumesc din suflet și vă rog să continuați și fiți alături de noi, că nu veți regreta. Vom fi cu siguranță și mulțumim și acestor spectatori care, chiar dacă n-a fost vremea prielnică, da, au fost un număr foarte mare, aproape 10.000 de spectatori în două zile. Eu am să vă rog să păstrați aceste imagini cu spectatorii care sunt. Și peste 3-4 ani să comparăm cu ce va fi. Vor fi dublu sau triplu pe stadion. Veți vedea. Cel puțin următorul de ani de zile, până la sfârșitul mandatului meu, veți vedea că aici va fi ceva poate de neînchipuit pentru mulți la un moment dat. Fiindcă
atât de mult scepticism era că nu realizăm, încât ne-a creat o ambiție fantastică și iată că a reușit. Da, noi vă felicităm pentru că ați reușit. Mulțumesc, domnilor, pentru prezentarea acolo. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că sunteți cu Antena 1 Român și în continuare urmează Observatorul cu colegul meu, Costi Ivașcu. La revedere!